Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. În ianuarie 1859 au fost organizate alegeri la Iași, în Moldova, iar noul domnitor a fost desemnat Alexandru Ioan Cuza. Peste o săptămână au avut loc alegeri și la București, iar profitând de faptul că marile puteri nu specificau clar că principatele române nu pot fi conduse de același domnitor și aici a fost ales tot Alexandru Ioan Cuza. Marele eveniment istoric a rămas în memoria multor giurgiuveni, asta în ciuda faptului că au trecut 155 de ani. Știți ce se sărbătorește astăzi? Da, Ziua Unirii, am pus și drapel la poartă, așa că... Ce mai știți despre această zi? Păi, ce să știu, unirea cu Cuza, domnitor? Nu. Nu știu. 24 ianuarie nu vă spune nimic? Unirea? Unirea principatelor? Da. Alexandru Ioan Cuza, ce ne puteți spune? Așa, păi ce să spun, mai puțin din istoria asta. Ați uitat de această zi? Da, bineînțeles, eu am 73, da. 24 ianuarie. Ce se sărbătorește? Unirea principatelor cu țara românească. Unirea principatelor române. Țara românească cu Moldova. Da, Ziua Unirii. Mica unire. S-a unit Moldova cu țara românească. Unirea principatelor române. Ce an știi? În 1859. Și cine a înfăptuit-o? Alexandru Ioan Cuza. Marele merit al lui Cuza a fost că a reușit să aducă recunoașterea internațională a Uniunii Principatelor Române și prin reformele sale din toate domeniile a pus bazele statului român modern. Noua țară a început să se numească România abia după abdicarea lui Cuza din anul 1866, când a fost redactată prima Constituție.